Hi guys, sunt eu, Daria, și astăzi trebuie să mulțumim doamnei de la Canal D care face make-up-ul și părul, pentru că am avut o emisiune care o să apară în următoarele 2-3 săptămâni, foarte mișto, o să apară în online, o să vă anunț eu, și bineînțeles că ea mi-a făcut părul și make-up-ul, dar în special părul, deci arăta mult mai bine înainte să plouă, să mă prindă ploaia pe drum, dar trebuie să recunoaștem că mie personal nu mi-este niciodată părul, adică eu când îmi fac părul cârlionțat, niciodată nu mi-este atât de natural, nu știu cum, mereu arată foarte whatever. Deci trebuie să vorbim pentru că există o dezbatere foarte mare în state cu privire la ar trebui să-i spun oare tipului cu care mă întâlnesc că eu sunt trans sau ar trebui să o păstrez genul ca un secret și să afle mai încolo sau niciodată. Și cred că, de fapt, nicio poziție 100% da sau 100% nu este corect aici. Și vă spun și de ce. Situația este foarte complexă. Am pus pe TikTok un videoclip în care, mă rog, videoclipul ăsta. No. Și bineînțeles că comentariile au fost ceva în genul ăsta. De asta vreau să vorbesc pe subiectul ăsta, pentru că este foarte ușor să spunem da, spune la toată lumea că ești trans, whatever, be you. Dar nu e chiar așa. Nu e ca și cum toată lumea are, spre exemplu, experiența mea. Că la mine, eu am Google search away și pot să afli și anul în care mi-am făcut toate operațiile. Literally. Adică eu am ales ca viața mea să fie oarecum publică. Și din punctul meu de vedere, nu am ce să ascund. Și cred că dacă aș ieși cu un tip, nu este absolut niciun secret că eu sunt trans. Dacă nu-și poate da seama, cel mai probabil mă va găsi pe internet și atunci chiar nu este niciun secret. În schimb, cunosc persoane, adică femei trans, care nu au spus că sunt trans. Societății. Bineînțeles că prietenilor știu, bineînțeles că familia știe, dar nu știe toată lumea. Și există și asta ca o opțiune. Și o opțiune de altfel bună, în sensul în care dacă vrei să ai o viață cât se poate de obișnuită și nu vrei să ai de-a face cu subiectul ăsta de a fi trans, chiar ar trebui să fii la locul tău acolo, știi? Și să nu faci mare tam-tam din chestia asta. Exact motivul ăsta stă în spatele fetelor trans care nu spun uneori că sunt trans și se întâlnesc cu anumiți tipi. Motivul principal este siguranța. Trăim într-o societate în care este foarte periculos să fii out uneori. Este foarte periculos ca cineva rău intenționat să afle că tu ești trans, pentru că imediat poți fi o țintă. Și numărul persoanelor trans care au fost omorâte de către partenerii lor, când aceștia au aflat că ele sunt trans sau chiar au fost omorâte by default, ei știau că sunt trans și tot le-au omorât, este foarte mare. Cel puțin pe anul 2020 au fost peste 44 de persoane trans care au murit doar din cauza asta. Și atunci când în jurul tău există violență, eu am fost împinsă în fața tramvaiului când eram la liceu. Alte fete trans au fost bătute în liceu sau în afara lui de persoane din liceu. Când există atâta violență, eu personal, chiar dacă sunt out și chiar dacă sunt an open book about it, eu n-am ce să ascund. Dar totuși empatizez și le înțeleg pe fetele care ascund chestia asta uneori. Pentru că nu neapărat că nu vor ele să spună, ci efectiv vor să se protejeze. Sentimentul de protecție este foarte important. Dacă e să vorbim despre propria mea experiență, eu personal nu mi-amintesc niciodată când am fost, nu cred că am fost niciodată cu cineva care nu știe că sunt trans oricum, nu. În schimb, mare atenție, au existat multe momente când am fost pipăită în cluburi. Am avut un timp care m-a sărutat în club sau, mă rog, m-a pupat, whatever. Cum a fost și ăla de la Neversea, de care v-am povestit pe YouTube, care efectiv m-a sărutat la Neversea. Oricum ăla nu avea de unde să știe că sunt trans, că nu vorbisem cu el și m-a sărutat random. Acum, eu nu pot să vin cu tot istoricul meu medical atunci când mă întâlnesc cu o persoană decât dacă cred eu că acea relație se va duce mai încolo. Dacă în club un tip mă pipăie sau mă sărută sau nu știu, I'm making out with a guy, just saying. Eu personal am iubit de 4 ani, deci nu credeți că I'm gonna hoe around
Bucharest, că nu-i cazul, dar chiar dacă ar fi fost cazul ăsta, da, adică să merg în cluburi, să mă sărut cu tipi, trebuie neapărat să vin să spun, a, bună, știi că eu sunt trans? Nu cred că e safe, în primul rând, pentru mine. Și oricum, odată ce tipul te place și gen te sărută, că e vorba doar de sărutat aici, de flirt în club, știi? Odată ce începeți să flirtați, oarecum deja devine periculos să-i spui că ești trans. Pentru că tipul o să se simte atacat când o să se gândească că, bă, de-astea puțin. Mie nu-mi plac fetele trans. De ce m-am sărutat cu asta? De ce am flirtat cu asta? Și atunci tu devii o țintă. Cu toate astea însă, dacă e să zic părerea mea, cred că aici vreau să ajungeți, cred că e foarte important să spuneți că sunteți trans partenerilor voștri sau, mă rog, persoanelor cu care ieșiți. Fie că o faceți online, ceea ce v-aș sugera, adică când stați pe telefon, pe Tinder, pe whatever, așa, scrieți acolo în descriere, spuneți, da, eu sunt o fată transgender sau nu vrei să scrii în descriere, ok, dar poți să le spui online și atunci cui îi place bine, cui nu, la fel de bine, pa la revedere. Când îi spui că ești trans în realitate și mai ales când îi spui după câteva întâlniri că ești trans, pericolul de a fi atacată este mult mai mare. Siguranța înainte de toate. 100%. Deci fiți cât se poate de straightforward cu persoanele care trebuie să afle, respectiv partenerii, și încercați să minimalizați mereu șansele de a deveni o victimă, pentru că ele există. Oricum, aici mai este o chestie că mulți oameni, când știu că tu ești trans, o să spună, știi, că aia e transă sau ăla e trans sau nu știu ce. Urăsc chestia asta. Mi s-a întâmplat și mie de multe ori, adică când sunt undeva și gen se vorbește despre faptul că eu sunt trans, fără că eu să fiu acolo sau vin oameni la mine și spun, stai puțin, tu chiar ai fost băiat sau tu chiar ai făcut chestia asta? Și gen eu sunt, dar cine ți-a zis? A, păi mi-au zis gen oamenii de aici. E foarte nașpa, dar în același timp înțeleg că este un hot topic, știi? Toată lumea vrea să vorbească. Problema este că nu e safe pentru tine și ori ești 100% asumat, ori vorbești cu prietenii tăi să tacă dracu din gură când sunteți undeva să nu spună chestia asta. În America, în secolul trecut, au existat căsnicii. Și prin căsnicii mă refer la fucking oameni care s-au căsătorit cu o femeie trans, cu femei trans despre care nu știau că sunt trans. Și erau femei trans care efectiv își fake-uiau menstruația. Sunt niște povești foarte interesante pe internet despre femei trans care acum sunt deja bătrâne și spuneau că au fost căsătorite cu bărbați care nu au aflat niciodată că sunt sau au fost trans, știi? Adică nu s-a întâmplat chestia asta și nu e niciun secret și nu o încurajez în niciun caz, dar trebuie să înțelegem de ce au făcut femeile astea pasul ăsta. Ele au vrut să înceapă o viață nouă și să nu se mai uite în spate. Au făcut operațiile, ok, gata, I'm out. Și în perioada respectivă, sau mă rog, chiar și aici în Europa de Est, în multe cazuri chiar este periculos să spui că ești trans. În fine, sfatul meu este, repet, să fiți mereu straightforward cu persoanele importante. Eu sunt Daria Gentileșu pe Instagram. Dați-mi follow și subscribe cu clopoțel pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez și bineînțeles că ne vom vedea data viitoare. Și va ieși și emisiunea foarte frumoasă la care am participat la canal de... Stați aproape că o să dau eu informațiile. Vă pup cu mare, mare drag!